Avem acum un invitat special pe livestream-ul nostru de la Raiffeisen Bank eSport Arena Streetball. Este vorba despre o jucătoare de basket care însă până la un anumit punct al carierei a jucat și tenis și a făcut-o chiar bine. Bună, Gabi, ne auzi? Bună, da, da. Ok, hai să ne... Uite, o și vedem acum. Gabriela Mărginean, bună, îți mulțumim că ești alături de noi, vicecampioană europeană la basket 3x3 în 2016 cu Naționala României și una dintre jucătoarele emblematice din basketul românesc. Și Gabi, probabil că ai auzit ce vorbeam mai devreme de Tim Duncan. Povestește-ne un pic pentru cei care nu știu povestea ta așa pe scurt. Știu că tu ai început și ai jucat până la un anumit punct tenis, nu-i așa? Da, primul meu sport a fost tenisul până la vârsta de 13 ani, când am schimbat total la basket și apoi am reînceput tenisul când am ajuns în state la 17 ani, până când am terminat colegiul. Nu e o diferență chiar atât de mare totuși în ceea ce privește pregătirea fizică la cele două sporturi. Bineînțeles că din punct de vedere al dexterității îți trebuie alte lucruri, dar măcar deplasarea aia laterală cred că te-a ajutat din tenis spre basket, nu? Când ai făcut pasul. Da, m-a ajutat enorm. Am prins foarte repede basketul din cauza pașilor și mișcării mele pe teren care deja aveam de la tenis. Voiam să te mai întreb un lucru, fiind la un turneu de e-games aici. Dacă ar fi să te autocreezi în jocul ăsta, în NBA 2K, unde ți-ai da ratingul cel mai mare, pe care capitol? Nu știu, la aruncare, la pătrundere, la dribbling, la defensivă, și unde ar fi cel mai mic? Unde crezi că ar fi locul care, să zicem, nu te-ai descurca tocmai la fel de bine? Care ar fi plusul, care ar fi minusul? La libere, aș avea cel mai mare plus. Așadar, dacă ar fi să existe Gabi Mărginean în jocul NBA 2K, cine ar ajunge cu ea la linia de liber, ar avea foarte ușoară misiunea de a pune punctele pe tabelă de acolo. Bine, știu că tu le și scoți destul de des. Ăsta e avantajul, că și pătrunzi des. În basketul 3x3 parcă ți se dau ceva mai rar, că e mai fizic. Cum îl simți față de 5x5? Da, în sport puțin extrem, faulele nu vin chiar așa de ușor, dar încercarea moarte n-are, tot mă duc cu speranța că voi primi câte un faul din când în când. Cum e la tine în Franța? Tu evoluezi acum în Franța, în campionatul francez, în prima ligă. Cum sunt meciurile în perioada asta? Se joacă cu spectatori, fără spectatori? Cum e situația? Jucăm, chiar ieri am avut meci, campionatul se ține în continuare, se joacă fără fani. Este o problemă mare pentru unele cluburi, pentru că majoritatea banilor vin de la spectatori. Spre bucuria noastră se continuă sezonul așa, până pe 1 decembrie este un lockdown și apoi să sperăm că vor avea fanii voie să vină la meciuri. Asta e o chestie interesantă față de ceea ce știm noi din basketul românesc, faptul că finanțarea echipelor vine mai mult din, așa cum e practic normal în sportul profesionist, vine mai mult din partea fanilor, din partea, nu știu, din rețete de marketing, decât de la o primărie sau de la stat. Da, aici se pune baza foarte mult pe spectatori. Știu că unele cluburi chiar au foarte mari probleme. Noi am avut noroc cu președintele nostru care și-a plănuit, a avut un backup plan pentru așa probleme și chiar nu avem nicio problemă, dar sunt unele cluburi care nu prea se descurcă din punctul ăsta de vedere. Înainte de pandemie, dacă știi cumva, cam care era media de fani la meciurile jucate acasă de către echipa ta? La noi vin cam peste 2500 de oameni pe meci. În mare parte, adică mai mult decât ar putea să vină la orice meci din România, fie că e vorba de Liga Națională Masculină sau Feminină, cu excepție fiind sălile de la Sfântul Gheorghe și Cluj-Napoca. La feminin, da. La masculin, probabil că la Oradea și la Cluj-Napoca vin. La Oradea nu știu dacă sunt mai mult de 2500 de locuri. Cam atâta, cred.
Da, la Cluj-Napoca, într-adevăr, Haideu ăla era îndemnul și și înainte aveau loc peste 2500, că și sala veche, Horia Demian, era una dintre cele mai încăpătoare, acum cu sala nouă, cu atât mai mult. Pentru voi, cum e, cât de mare e absența fanilor simțită din teren? Ok, din punct de vedere financiar, normal, înțelegem că, bineînțeles, contează, dar pentru tine, ca jucătoare, cum te simți atunci când sala este goală? La ce încerci să te gândești pentru a te motiva într-un meci care, până la urmă, se joacă, teoretic, la aceeași intensitate, ca atunci când aveați 2500 de oameni în sală? În deplasare nu e o problemă, ne convine în deplasare, dar acasă, ieri a fost primul meci în care am jucat fără spectatori aici. A fost puțin greu, cum aici sala e arhiplină, la fiecare meci ai al șaselea jucător în spate care te împinge în momente mai grele și ieri nu am avut. Sala, am avut 20 de oameni, cei care de la club care lucrau, care au avut voie în sală, dar în rest nimic. Singura motivație e o victorie pentru noi și mai ales pentru fanii care se uită la televizor. Asta e, că toți acum se uită la televizor și online. Voiam încercăm să le oferim un spectacol, chiar dacă e online. Vreau să întreb o chestie pe care am întrebat și pe ceilalți invitați pe care am avut pe parcursul zilelor. Noi la acest turneu, ca să-ți explic un pic contextul, la acest turneu am ales așa o temă să sărbătorim un pic mai devreme Ziua Națională a României, ziua de 1 decembrie, pentru că se apropie cu pași repezi. Tu ai evoluat în foarte multe campionate, începând cu campionatul universitar nord-american, iar apoi în mai multe ligi din Europa. Cum ai fost privită și cum ai interacționat cu cei de la echipe tale care știau că vii din România, o țară unde basketul, să spunem, nu este foarte bine dezvoltat? La început mi-a fost mai greu, știind în Europa, când m-am întors, știa toată lumea că România nu e bine știută pentru basket. Am avut puțin noroc că veneam totuși din state. În Franța mi-a fost cel mai greu primul an, unde nu suntem prea bine primiți, dar în rest, de-a lungul carierei, n-am prea avut probleme așa personale. Poate m-a ajutat și faptul că mi-am creat un nume și lăsam jocul să vorbească pentru mine și nu neapărat că sunt din România sau unde basketul nu e chiar așa de puternic, dar nu, n-am avut probleme și chiar din potrivă a început lumea să mai urmărească și ce se întâmplă la noi în țară. Crezi că pentru jucătorii români, sau haide să te întreb altfel, ce crezi că le lipsește tinerilor jucători români? Vorbeam și cu Virgil Stănescu mai devreme că sunt mulți jucători care acum se lasă de basket, și jucători și jucătoare, la vârste foarte mici, la 18, la 19 ani, la 20 de ani, când teoretic ar trebui practic atunci să înceapă să joace cu adevărat basket. Care crezi că e explicația? N-aș vrea să dau vina chiar pe toată vina pe mentalitate, dar este într-o mare parte și mentalitatea pe care o avem noi în România. Și în al doilea rând, nu este un sistem care să ajute juniorii să crească. Eu văd ce se întâmplă aici în Franța. Sunt un orășel micuț unde lumea vine la basket când nu este alt sport și este o echipă de fotbal, divizia a doua. Dar văd cât de mult se lucrează la juniare și cum sunt toate puse într-un sistem și de sală de forță și de pregătire fizică și de basket și de antrenament individual și nu are nimeni de comentat, spuse într-un sistem de la o vârstă fragedă și încet, încet ele cresc în acest sistem și învață să fie profesioniste și ajung la un nivel în care își doresc tot mai mult pentru că văd ce se întâmplă și la un nivel mai înalt. Dar la noi nu avem, de la junior nu avem
sistemul ăsta pe care am putea să-i băgăm, să le imprimăm un pic ceea ce înseamnă basketul și munca și determinarea și motivația și toate astea. Noi ne așteptăm de la ei, după ce termină junioratul, să aibă o forță de muncă extrem de mare și o motivație și o determinare care ei nu o cunosc de la junior. Nu poți să te aștepți de la ei să aibă când ajung la un nivel înalt sau un lot național de seniori. E imposibil. Eu am văzut și acum ultima chestie cu lotul, ultima bulă fereastră care am avut-o cu lotul național. Pentru mine a fost semnalul de alarmă cel mai crunt care l-am primit de-a lungul anilor. Nu avem și nu putem să ne așteptăm numai de la juniori să vină de la ei. Trebuie ajutați de mici. Trebuie să învățăm să fie profesioniști de mici. Nu așteptăm de la ei când au 30 de ani să fie profesioniști. Imposibil. Știu că a fost o perioadă delicată pentru voi și știu că ți-ai exprimat și public părerile legate de ceea ce s-a întâmplat la aceste meciuri ale echipei naționale. Gabi, noi îți mulțumim că ai fost alături de noi și așa ca o ultimă chestie, dacă ai avea un mesaj general, nu neapărat pentru sportivii români, cât pentru români în general, pentru că spuneam, am făcut această tematică a emisiunii legată de 1 decembrie. Pentru români în general, am învățat ceva la lot acum. Ni s-a spus în vestiar, când suntem în zona de confort este pericol. Când ne simțim bine este pericol, deci tot timpul trebuie să ieșim din zona de confort pentru a crește și pentru a deveni mai buni. Ăsta e mesajul meu pentru toată lumea. Ieșiți din zona de confort. Gabi, îți mulțumim. Am mai fi stat la discuții, dar din păcate ne presează programul și trebuie să trecem mai departe la meciurile pe care le avem aici la turneul de e-games. Îți urăm mult succes la echipa de club și fie ca lucrurile să se aranjeze în toată lumea și în Franța cât mai repede, astfel încât să puteți juca și cu spectatori și să vă puteți bucura cu adevărat de ceea ce înseamnă basketul profesionist, pentru că într-adevăr iar ceva atunci când te împinge publicul de la spate. Mulțumim încă o dată, mult succes și multă sănătate. Mulțumesc la fel.